Bună ziua, doamna europarlamentar Norica Nicolai este invitata interviurilor pe CNews de astăzi. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru. Bine nostru. V-am regăsit! O să începem cu un breaking news al momentului. CNCD l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis cu suma de 2000 de lei pentru că a folosit apelativul, citez, niște penali, cu referire la politicienii care vor să modifice legile justiției și codurile penale. Cât de îndreptățită considerați că este această amendă? Eu nu comentez soluțiile CNCD-ului, după cum nu comentez nici soluțiile instanțelor, decât atunci când devin definitive și intră într-un circuit public. Pe mine mă interesează mai mult reacția președintelui, care a declarat că va contesta această decizie în instanțe. E o confirmare că domnul președinte Iohannis are întotdeauna un dublu standard atunci când ceva îi se întâmplă lui. Mi-amintesc și de decizia instanței atunci când a pierdut casa, a încercat o formulă de revizuire, dar care se pare că a fost sortită eșecului, considerând că în ceea ce îl privește acea sentință este nedreaptă. Și în momentul de față, cu aceleași argumente, o sentință nedreaptă politică, a spus președintele, îl determină să meargă în instanță. Este un dublu standard pe care îl are președintele Klaus Iohannis și omul Klaus Iohannis și n-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Dar cred că a continua să stigmatizăm persoane care nu au aceeași opinie cu noi nu este o cale nici spre conduită democratică și nici spre o stabilizare decentă a dialogului public, care în ultima perioadă a degenerat într-un limbaj care nu onorează pe nimeni. Se pregătește Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale? Cu siguranță. După părerea mea, urmarea incidentului cu mutarea ambasadei României la Ierusalim și a reacției în Europa cu privire la atitudinea președintelui a fost aspru criticat chiar și de cei care l-au susținut necondiționat. Mă gândesc la Deutsche Welle, la Europa Liberă, oameni care făceau apologia mișcărilor împotriva guvernului și a deciziilor în materie de justiție. Aceștia l-au criticat dur. Știm foarte bine cu toții cât de important este ca atunci când candidezi la o funcție europeană să ai o cât mai mare susținere din partea statelor membre. Din punctul meu de vedere, abia acum Klaus Iohannis a înțeles că nu are nicio șansă la postul de președinte al Consiliului European și s-a reorientat în cariera politică spre o nouă candidatură la președinția României. Este în plină campanie electorală, dar din păcate pentru dânsul nu are subiect. De 2 ani și ceva, același tip de abordare, legile justiției, penali, încălcare de drepturi, un limbaj de lemn pe care îl tot reinventează. Acum am mai adăugat și cererile cu privire la demisia guvernului. Las la o parte arhitectura constituțională a țării, că nimeni n-a prea ținut cont de ea în ultimii ani, dar încearcă să se reinventeze și să reinventează prost în ceea ce îl privește. Sigur, pentru ALDE e o bucurie să vezi un om în derivă atunci când ești un partid politic care ai intenții de viitor, de mai multe candidaturi. Pe de altă parte, cât de justificată este cererea dânsului privind, mi-ați amintit acum, de demisia doamnei Dăncilă? Am văzut că este pentru a doua oară când îi cere demisia. Eu nu exclud ca după ziua de 9 mai să o facă și pentru a treia oară, pentru că nu prea mai are subiecte. Nu e justificată deloc. Guvernul funcționează. Sigur, noi politicienii care suntem în coaliție vom spune întotdeauna că el funcționează bine. Eu spun că este loc și de mai bine, adică mai sunt niște lucruri care trebuie făcute. Publicul ne judecă și ne va judeca în procesul electoral, dar în momentul de față România nu are nevoie de instabilitate politică și eu cred că doamna Dăncilă în mod decent își onorează mandatul. Am văzut aseară că președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul. Ce să înțelegem din această mișcare anunțată de președintele Doamnă, american? Abia ăsta este un subiect foarte serios care, după părerea mea, afectează indirect și România, pentru că previzibilă decizia lui Donald Trump.
E o decizie care marchează o reașezare geopolitică majoră, în opinia mea, cu grave implicații, pentru că pe 5 plus 1, care este acordul din 2015, a fost un acord de compromis pe care l-a încheiat Obama. Cu bune și cu rele, toată lumea știa care este conduita Iranului, dar toată lumea obosise să țină o țară sub sancțiuni, pentru că o țară sărăcită este o țară instabilă și Iranul putea fi exportator de insecuritate. După părerea mea, dincolo de această decizie, importante sunt două situații publice. Reacția de data asta a celor trei, Franța, Germania și Marea Britanie, care a fost o reacție sigur de dezaprobare și una vehementă, și reacția proaspăt desemnatului ambasador al Statelor Unite la Berlin, care a dat de fapt mesajul principal: companiile europene să se retragă din Iran. Este de fapt în pregătire un război economic care va afecta în primul rând Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem că, deși Iranul este o țară săracă, Marea Uniunea Europeană, Germania în special, are investiții majore, așa cum are și Marea Britanie, care tradițional a avut o relație cu Iranul, așa cum are și Franța. Deci sancțiunea aplicată Iranului înseamnă final de business-uri și de investiții europene. Atacul major, după părerea mea, este la Germania, care este țara cărei economie merge cel mai solid din Uniunea Europeană. Nemții au o economie performantă, dar din păcate fluidă și dependentă de situații geopolitice, pentru că fiind calată mai mult pe export, ea este prezentă în zone mai puțin frecventabile: Asia Centrală, Caucaz, iată Iran, iată Afganistan. Un atac al afacerilor europene pe aceste spații poate crea foarte multe probleme. Mai avem anul viitor, sub președinția noastră, de încheiat un capitol important din istoria Uniunii, Brexit-ul. Asta înseamnă o pierdere de cel puțin 25 de miliarde de euro și trebuie să înțelegem clar că vom avea de făcut față unui buget din ce în ce mai redus și unei conduite europene care cu siguranță va încerca să condiționeze cât mai mult, chiar dincolo de tratat, accesul statelor membre la banii europeni. Din acest punct de vedere, România va avea cu siguranță de pierdut. Știți foarte bine viziunea Comisiei: condiționarea fondurilor de statut de drept, condiționarea fondurilor de nivelul de accesare, toate astea ne vor afecta. De aceea cred că această decizie va avea implicații semnificative cu privire la viitorul Uniunii Europene, dar și a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, pe care eu le văd în momentul de față destul de încordate prin atitudinea președintelui Trump, și va sta la Casa Albă încă vreo câțiva ani, deci nu așteptăm un impact nesemnificativ al acestei conduite. La urma urmei, domnul Trump face o politică în beneficiul Statelor Unite, dorește să-și susțină economia pe care a preluat-o într-o stare nu tocmai fericită după mandatul Obama, fapt pentru care va face totul în prisma gândirii unui om de afaceri să-și maximizeze profitul. Ori pentru Statele Unite, în momentul de față, blocarea exporturilor de petrol iraniene este un profit. Să nu uităm că primele vizite le-a făcut președintele Trump în Arabia Saudită, cu care a încheiat un contract absolut benefic de peste 300 de miliarde de dolari pentru achiziționarea de armament american. Iată că tradițional industria de apărare americană susține interesele economice ale Statelor Unite pentru a nu știu câta oară. Și această decizie, sigur, va crește prețul petrolului. OPEC-ul a reacționat aseară pentru că poate crea consecințe mari pe plan mondial. O creștere a prețului petrolului însă va sprijini și Rusia, pentru că și ea este exportator de petrol, va sprijini, dacă vreți, și o serie de interese ale Chinei, dar în niciun caz nu va sprijini economia europeană. Așa că
Decizia asta, dacă cineva are cumva o viziune de ansamblu asupra lucrurilor și înțelege cât de dependenți suntem de ceea ce se întâmplă în lume și că nu mai putem trăi din ciorba noastră românească, atunci vor trebui gândite niște abordări politice. Spuneți că această mutare a președintelui va avea implicații inclusiv pentru România. Da. V-am explicat că prima implicație este o deteriorare a economiei europene, războiul dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, pentru că Uniunea este problema majoră a lui Donald Trump, va genera niște constrângeri în acest buget și cu siguranță vom fi afectați. Dacă bugetul Uniunii Europene va fi mai mic, atunci cu siguranță noi vom pierde o oportunitate de a accesa mai multe fonduri europene de care România e nevoie, că ai infrastructură de rezolvat, pentru că tu n-ai infrastructură, mai ai încă foarte multe lucruri de făcut în politica de coeziune, în politica agricolă și deja s-au anunțat reduceri la CAP, la politica agricolă 5%, la fondurile de coeziune 7%. Mai e și probleme majore de relocarea capitalului străin. Galațiu, iată, pe 7 mai Comisia a ales să autorizeze preluarea combinatului italian cu dezangajarea Sidex-ului, dar asta înseamnă că va fi vândut, depinde cui și dacă acel cineva care va cumpăra va dori să continue producția de oțel, pentru că din experiența noastră foarte multe combinate preluate de capitalul rus au fost închise. Asta României creează o pierdere din PIB de aproape 2%, ceea ce nu-i puțin, și tot contextul ăsta politic poate influența absolut nefericit situația economică și a noastră, dar și a Europei. Sunteți numărul 2 din ALDE România. Au fost vehiculate anumite tensiuni între domnul Tăriceanu și domnul Liviu Dragnea. Cât de adevărate sunt aceste informații? Nu, e o relație normală în momentul de față, corectă. Eu trebuie să vă spun un lucru, cel puțin din punctul meu de vedere, nu antamez un punct de vedere al lui Călin Tăriceanu. Eu, în politică, nu am fost omul care atunci când lucrează într-o coaliție să nu spună că lucrurile merg bine sau lucrurile merg prost atunci când eu consider că merg prost. Și am spus foarte clar, sunt îngrijorată de absorpția de fonduri europene, pentru că avem nevoie de acești bani și cred că multe lucruri pot fi îmbunătățite. Și de asta toată lumea care s-a obișnuit în conduita asta obedientă a coalițiilor, care n-au prea funcționat foarte bine în România, să fim serioși, dacă ne uităm după 90, au fost foarte tolerante și iubitoare într-o primă formulă de guvernare, apoi când s-au apropiat procesele electorale, lumea a început să se mai gândească și la interesul politic. Dar deocamdată lucrurile sunt normale, într-un dialog normal cu Partidul Social Democrat. Sigur, vom vedea ce se va întâmpla în viitor, dar e o perioadă destul de dificilă, nu numai pentru România, dar e o perioadă dificilă pentru toată lumea și cred că va trebui să fim foarte atenți la ceea ce facem în guvernare. Sunteți unul dintre susținătorii candidaturii domnului Tăriceanu la prezidențiale. Care este atmosfera din coaliție pe acest subiect? Nu știu ce gândește PSD-ul, nu i-am întrebat și nici n-am să o fac vreodată, dar noi suntem un partid politic și evident atunci când îți dorești să participi la decizie, trebuie să iei în calcul toate posibilitățile pe care ți le dau ciclurile electorale interne. Deci parlamentare, locale, prezidențiale. După părerea mea, domnul Tăriceanu este omul care are profilul de stabilizare democratică a României, de care e nevoie, pentru că derapajele democratice din ultimii 12 ani au vulnerabilizat foarte mult instituțiile românești, la care la lucrul ăsta s-a mai adăugat și o anumită problemă cu resursele umane, de asistăm clar în România la un proces de profesionalizare în multe domenii. E adevărat că multă forță de muncă ne-a părăsit pentru salarii mai bune. Încercăm și noi să o ținem aici dând salarii mai bune,
Dar lucrurile astea trebuie să le gândești întotdeauna, nu de o manieră excesiv festivistă și optimistă, ci una responsabilă. Și eu cred că Călin Tăriceanu are acest profil de a privilegia dialogul și de a avea o conduită care să onoreze o funcție de președinte. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre proiectele pe care le aveți în plan din calitatea dumneavoastră de europarlamentar. Ce direcții v-ați propus în această sesiune? Săptămâna viitoare voi avea votul pe raportul care vizează pescuitul recreativ în Uniunea Europeană. E un raport important, deși aici pare un domeniu nesemnificativ, dar este un raport care e realizat pentru prima oară, pentru că ceea ce doresc eu împreună cu federațiile europene ale pescarilor recreativi este ca acest tip de pescuit să fie luat în calcul atunci când politica de pescuit se dezbate și inclusiv în materie de finanțare. Are un impact foarte mare. O să râdeți, sunt peste 11 milioane de pescari recreativi care sunt înscriși în asociații, iar industria legată de acest tip de pescuit are un turnover anual de 25 de miliarde de euro. E foarte important să susținem domeniul și să-l facem cât mai atractiv, pentru că dincolo de recreere înseamnă și businessul de turism, și businessul de echipamente, și businessul de susținere a bazinelor, a formulelor piscicole. Și mă refer în special la acvacultură, cel puțin în România sunt foarte multe lacuri care sunt accesibile pescuitului sportiv. Pentru asta am dat o bătălie pe care eu cred că o voi câștiga săptămâna viitoare, oricum noi negociem foarte bine, știți. Deci asta este prima mea prioritate și apoi încerc, tot săptămâna viitoare va fi votul pe al doilea, un raport care ține de acordul de negociere cu Azerbaidjanul. Pare neimportant, dar dacă vrem să nu mai depindem excesiv de gazul rusesc în Uniunea Europeană, trebuie să dăm o șansă cooperării cu Azerbaidjanul, care e principalul producător de gaz și petrol în Caucaz, și să dăm o șansă South Stream-ului. Am latat Nabucco, am menținut dependența, mai ales a economiei germane, de gazul rusesc, și dependența economică înseamnă dependență de conduită politică și geopolitică. Doamna Norica Nicolae, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag!